Spectacol total sâmbătă și duminică în sala de sport de la Colegiul Carol I la Top 12, competiție de tenis de masă pentru seniori, fete și băieți. Așa după cum ați putut urmări și în transmisiunile directe ale postului nostru de televiziune, băieții, în mod special, au încântat prin evoluțiile lor la masa de joc. 11 din cei mai buni 12 jucători și jucătoare din România și-au dat întâlnire la Câmpul Lung pentru a-și discuta întâietatea și avem cele mai mari șanse să vedem în această dimineață meciuri frumoase. Alex poate să întoarcă. Da, câștigă Alex. S-a spart mingea. Ceea ce? Da. E l-a îndreptățit. Excepțional. Excepțional. Băi, mamă, ce vechi am dat, da, băiatul ăsta. Pe Cristi? Pe Cristi, da. Excepțional. Ce schimb. A zis, ăștia sunt mâini, știne, sunt lupți, le e foame de performanță. Îți dai seama, eu am jucat atâtea meciuri. E pe masă. Și asta e pe masă, fantastic. Uitați-vă și dumneavoastră, dragi telespectatori, s-a spart mingea. CS Pristavu Câmpul Lung a avut în concurs doi sportivi, iar rezultatele acestora au fost diametral opuse. Alin Spelbuș a obținut 8 victorii în cele 10 meciuri disputate, încheiind competiția pe locul 2, în timp ce Gabriel Poștoacă, cu numai 2 victorii obținute, a fost ultimul în clasament. Și pe locul 2, sportivul nostru, Alin Spelbuș. Surpriza plăcută a acestui turneu s-a numit Laurențiu Bârlan, cel care, la 46 de ani, a fost liderul de vârstă al celor prezenți, iar după prima zi de concurs avea 6 victorii obținute în cele 7 meciuri disputate. Doar înfrângerile de duminică dimineața l-au îndepărtat de podiumul de premiere, încheiind concursul abia pe locul 5, deși la final avea 7 victorii. Păcat. Din nou, ușor a greșit părerea mea. Da. Ar fi trebuit să dea puțin mai tare, că a fost într-o poziție bună. Sigur că da. Ia. Și câștigă meciul. Și câștigă meciul. Incredibil, 12-12. Dar adevărat. Câștigătorii concursului Top 12 Seniori au fost Cristian Pletea de la LPS Nicolae Rotaru din Constanța în competiția băieților cu 10 victorii în cele 10 meciuri disputate și Irina Ciobanu de la Politehnica Iași în competiția fetelor cu 9 victorii obținute în 10 meciuri jucate. Deci iată Coca Ciobanu, cum intuiam noi, da, și și-a adjudecat trofeul, o învingătoare meritoasă. Trebuie să spunem că...